Salutare și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Eu sunt Katie și sunt alături de Cookie de această dată și vreau să fac un clip scurt și informativ. 5 produse esențiale pentru hamsterul tău. Produsul numărul 1. Roata. Roata este esențială pentru un hamster deoarece în fiecare noapte hamsterii sunt activi. Sunt mamifere nocturne, deci ziua dorm și noaptea au energie să se joacă, așa că o roată e foarte importantă și nu uitați că pentru pitic veți avea nevoie de o roată de minim 20 de cm, iar pentru un sirian de o roată de minim 28-30 de cm. Dacă luați o roată prea mică pentru hamsterul vostru, aceasta va crea probleme la coloană. Vor apărea dureri de spate la hamster și probabil vă va mușca. Așa că spune-le tu, Cookie, cât de importantă este roata pentru tine. Am aici două roți, cea lui Cookie de 20 de cm și cea lui Honey de 28 de cm. Dacă ar fi să le alături, cred că se vede destul de bine diferența. Aceasta e pentru sirian și aceasta pentru pitic. Dar da, le găsiți, aceasta o găsiți pe MaxiPet, iar pe aceasta o găsiți pe EMAG. 2. Veți avea nevoie de o cușcă sau ladă de depozitare destul de mare pentru hamstericul vostru. Un pitic are nevoie de minim 60x40 și un sirian de minim 80x50. De asemenea, vă rog foarte mult să verificați descrierea acestui clip, deoarece o să vă las mai multe clipuri pe fiecare subiect foarte informative. 3. Așternutul e foarte important. În natură ei sapă galerii, așa că voi va trebui să le dați destul de mult așternut, mai exact 15 cm, ca ei să aibă unde să sape și nu folosiți rumeguri sau talaj, deoarece pot crea infecții respiratorii sau probleme la piele și pierderea blăniței, așa că folosiți așternut de cânepă sau hârtie neparfumată. 4. Băița de nisip. Da, hamsterii se spală în nisip. Hamsterii nu se spală cu apă, șampon sau alte minunății, se spală în nisip, mai exact în nisip de șinșila. Și trebuie să verificați ca nisipul să nu fie praf de nisip, adică dust. Știu că la Animax au nisip parfumat cu lavandă, vă rog, luați nisip neparfumat și neapărat să nu fie dust, adică praf. 5. Și ultimul lucru, ascunzători. În natură ei sunt foarte micuți și foarte vulnerabili, nu prea au apărare, așa că trebuie să se simtă în siguranță ascunzându-se. Cum? Voi va trebui să le luați ascunzători. De obicei se recomandă măcar 2-3 ascunzători diferite și puteți găsi atât în pet shop-uri cât voi puteți improviza din carton. În descriere, pe lângă clipurile ajutătoare, vă voi lăsa și multe link-uri de unde puteți cumpăra cuști, roți, ascunzători, nisip, ca voi să puteți cumpăra hamstericului vostru ceea ce are nevoie. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un click pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Sper că v-am ajutat cu acest clip, nu uitați că dacă aveți întrebări să le lăsați mai jos în comentarii. Eu am fost Katie și ne vedem în următorul videoclip. Bye!